RCM Timișoara continuă să transfere jucători din emisfera sudică. Gruparea ruibistică bănățeană l-a legitimat pe jucătorul neozeelandez de origine samoană, Sonse Anesi, care a avut o prezență și în prima reprezentativă a All Blacks. Am jucat un singur meci pentru All Blacks, dar a fost cu siguranță cel mai important moment al carierei mele. Nu e ușor să ajungi acolo, sunt foarte multe talente în Noua Zeelandă. A fost o șansă unică pentru mine să evoluez alături de nume mari, precum Tana Umaga sau Jerry Collins. Cu siguranță, această experiență m-a ajutat foarte mult. Am mai trei bucurii și în 2006, când am luat aurul cu naționala de rugby 7 la jocurile Commonwealth-ului, dar faptul că ești parte a celei mai importante echipe naționale din lume e momentul culminant al carierei pentru orice jucător. Am aflat că e jucător liber, am vorbit cu domnul Dinu, iar dânsul mi-a dat undă verde să pornesc discuțiile cu el. L-am ales pe el pentru că avem nevoie de astfel de jucători pentru a crește ca și club. Mă bucur că acum avem dureri de cap în ceea ce privește aripile, mai ales că în curând va reveni alături de noi și Mădălin Lemnaru. Sezonul e lung și trebuie să ai din ce alege, judecând după importanța jocului, după adversar, după stilul de rugby pe care ne dorim să-l etalăm. Rămâne să-l vedem, sper să fie în teren la fel și cum are acel CV-ul impresionant. Oficialii clubului au semnat de curând un contract de sponsorizare important pe o perioadă de 3 ani, care va asigura un buget consistent echipei. Vorbim de un sponsor foarte serios la nivel european, care se alătură echipei noastre, care ne bucură foarte mult acest lucru și care este un feedback, de fapt, al activității noastre. Celălalt eveniment, aducerea unui jucător All Blacks la Timișoara, este o premieră pentru rugby-ul românesc și ne bucurăm că această premieră a fost posibilă la Timișoara. În următoarele zile vor mai sosi la Timișoara alți 4 jucători din emisfera sudică. Lemeki Davu din Fiji și togolezii Halilu Saya, Fonovai Tuilama și Tapauki Sione.